Iar Consiliul Județean Hunedoara a demarat un proiect așteptat de toată lumea, proiect care va duce la dezvoltarea zonei turistice a cetăților dacice, dar și a comunității locale din zona Orăștie. Modernizarea drumului Orăștie-Costești, investiție de peste 75 de milioane de lei, se va realiza cu fonduri europene atrase de Consiliul Județean, bani ce vor asigura modernizarea unui tronson de peste 17 km de drum județean, iar termenul de executare a lucrărilor este de 2 ani. După modernizarea tronsonului Costești, Sarmisegetuza Regia, iată că a sosit și ziua cea mare pentru demararea lucrărilor la cel de-al doilea tronson de drum județean care face legătura de data aceasta între Orăștie și Costești, considerat cea mai importantă cale de acces spre cetățile dacice. Pentru noi, toate drumurile județene și turistice sunt importante. Sigur că acest drum Orăștie-Costești este unul dintre drumurile importante din punct de vedere turistic, că avem cetățele dacice și iată că ziua cea mare, după care am așteptat mult și eu și colegii mei, domnul primar de la Orăștie, a sosit și când toți spuneau că nu se va mai face acest drum județean, iată că ieri au început lucrările. Vedeți și dumneavoastră, este o valoare foarte mare de peste 75 de milioane de lei. Facem vreo 17 km și jumătate și modernizăm drumul așa cum trebuie să arate un drum județean și eu aș putea spune că îl facem ca la nivelul unui drum național. Sigur că cei mai mulțumiți o să fie cetățenii sau cei care circulă și vin să viziteze cetățile dacice și am convingerea că de acum cetățile dacice vor fi mai vizitate ca înainte și vom lua diplome și mai mari pentru numărul mare de turiști care vin în zona noastră și asta este o bucurie pentru județul nostru. Orăștia este o poartă spre cetățile dacice, iată cu această investiție. Până la urmă, cel mai important lucru este faptul că s-a găsit și Consiliul Județean s-a implicat și a găsit această finanțare. Nu cred că își permitea un Consiliu Județean sau o administrație să facă o asemenea investiție, deci această oportunitate pe care a valorificat-o Consiliul Județean de a aduce banii și de a rezolva acest drum este foarte importantă pentru noi. Erau multe accidente pe acest drum. Sperăm că turiștii care vin în zona Orăștiei să fie mulțumiți și să beneficieze de un drum european și, ce să spun, cred că este benefic pentru toată zona Orăștiei. Noi ne mândrim cu această zonă și cu cetățile dacice și este importantă această investiție. Cred că cel mai important drum din această zonă, așa cum s-a spus, este acest drum care face legătura între Orăștie și cetățile de la Sarmisegetuza Regia. Constructorul are la dispoziție 2 ani pentru a realiza această lucrare de anvergură, care va spori confortul și siguranța în trafic pe unul dintre cele mai importante drumuri turistice ale județului Hunedoara. Pentru că sezonul estival începe în câteva zile, iar numărul turiștilor care vin în zonă va crește, s-a luat decizia de a începe proiectul în extravilan pentru a evita blocajele. Și pentru a reduce perioada de disconfort în trafic, managerul de proiect intenționează să termine lucrările înainte de termenul de 2 ani. Dacă până acum oamenii erau scandalizați de drum, acum sigur că în condițiile care s-a dat ieri ordinul de începere vor fi scandalizați de lucrări. În numele Consiliului Județean eu îmi cer scuze de acum de disconfortul care va fi creat în aproximativ un an jumate, dar important este că după ce se vor termina lucrările vom merge pe un drum modernizat 100%. Cei 17 km de drum, podețe și, cum spunea și domnul președinte, drumul se lărgește și se face ca un drum național. Cei mai fericiți vor fi cetățenii care circulă pe acest drum și turiștii. Dacă drumul DG705 a fost modernizat de la Costești la Sarmisegetuza, a venit în rândul să fie modernizat și cealaltă parte de drum, de la Orăștie până la Costești. Eu cred că împreună cu IPU, împreună cu constructorul, împreună cu dirigintele de șantier, vom face în așa fel încât ca drumul să fie făcut în termen, chiar mai devreme, dar în același timp să fie și o lucrare de calitate. În cadrul lucrărilor de modernizare a tronsonului de 17,6 km de drum județean ce face legătura între Orăștie și Costești, vor fi amenajate 37 de podețe, 48 de drumuri laterale, lucrări de scurgere a apelor în lungime de 24 de km și va fi amenajat un pod peste Valea Peșterenilor.